Dorin Damir, finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, a fost achitat în dosarul șantaj și amestec în înfăptuirea justiției în privința conducătorului unei agenții imobiliare. Decizia judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, a fost contestată la Curtea de Apel, ne-a spus avocatul șefului agenției respective. Clientul meu, domnul Mustiață Vladislav, a făcut cunoștință cu această sentință și a considerat că este necesar ca să fie atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău, fapt care și a fost făcut. Deja așteptăm să fie numită o ședință examinarea cererii la Curtea de Apel Chișinău. Hotărârea de achitare a lui Dorin Damir a fost pronunțată la sfârșitul lui decembrie 2022, dar a fost publicată marți 31 ianuarie. În decizia judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani se arată că nu există elementele infracțiunii. Dorin Damir era acuzat de provocarea unui prejudiciu material conducătorului agenției imobiliare. Damir ar fi șantajat victima prin intermediul avocatului cu amenințări de răfuială fizică împotriva sa și a familiei acestuia ca să-și retragă plângerea și pretențiile. În luna iulie 2021, Dorin Damir, fostul șef al IGP Alexandru Pânzar și șeful suspendat al Inspectoratului de Poliție Bălți Valeriu Cojocaru, au fost reținuți în dosarul angajărilor fictive a fostei direcții numărul 5 din cadrul Ministerului de Interne. Aceștia sunt învinuiți de abuz în serviciu, de lapidarea averii statului, trecerea ilegală a frontierei de stat, divulgarea secretului de stat și fals în acte publice. Potrivit procurorilor, Dorin Damir ar fi fost angajat fictiv în calitate de agent secret, fiindu-i oferită o altă identitate. Finul lui Plahotniuc s-ar fi folosit de aceasta a doua identitate la trecerea frontierei. Dorin Damir a negat acuzațiile în acest dosar.